Bună seara și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Domnul să vă binecuvinteze oriunde v-ați aflați. Bună seara, domnilor, și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube. Vrem să pregătim astăzi o prăjitură cu mere. Și vă spun și eu bună seara și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Nor ajutor bucătar o să facă merele. Da. Camerul nostru este acolo. Cameramanul numărul 1. Și vrem să începem să pregătim. Da. Avem aici 3 ouă, avem aici un praf de copt, un zahăr vanilat, o esență de vanilie, lămâie, ulei, zahăr, lapte și făină. Da, sigur că așa. Da. Și începem să punem... Să facem prăjitura, nu? Da. Da, acum eu sunt ca aici care îți dictez. Da. Te rog frumos. Pui 3 ouă. În această seară o să pregătesc prăjitură împreună cu Marcel. Așa, acum. Da. Da. Te rog frumos să pui acolo 3 ouă. Da, sigur. Da. Un praf de copt. Stai, ai răbdare. A, mai am crezut că tu ești atent aici. Așa. Da, ai pus 3 ouă, da? Da. Așa, un praf de copt. Nora, să-mi dai un pic cuțitul. Da, acum se pune un praf de copt și după aia. Da. Așa. Punem praful de copt. Da. Un praf de copt. Un zahăr vaniliat. A, ce frumos miroase lămâia. Ai răbdare. A, da, iar, nu, stai că... După aia mă întreb tu ce... Un zahăr vanilat. Așa. Și după zahărul vaniliat urmează lămâia. Da, lămâia, o lămâie. O să o punem aici așa pe praf de copt, să o stingem cu... Da, sigur. Așa. Dar dacă nu poți cu mâna, eu știu, poți? Da, sigur că da, ia. Acum, Hercule, pieptos, mă apilă și o să. Are forță, Nora. Adu-mi, te rog, știi tu, ăla. Da. Da. În gură m-am stropit cu lămâia. Da, păi, e bună că e acrișoară, așa, mi-e place lămâia. Mi se lasă gura apă. Da, păi, ia puțin, că, dar nu. N-ai nimic. Dar miroase foarte frumos. Da, lămâia e foarte bună. Așa, vezi că știi. După ce ai stors lămâia, trebuie să pui 9 lingurițe de zahăr. Ai răbdare! Păi eu spun dinainte ca să nu uiți cumva ceva. Păi da. Nora, ajutorul bucătar, acum curăță merele. Sau decojează merele. Da. Așa. Așa, și după aia pui zahăr, 9 lingurițe. 9 lingurițe. Da. N-are mari, nu ai? Așa. Cu asta punem. Cu dacă care? Începem cu asta, cu lingura asta, cu asta o să terminăm, da? Da. Cu ce începem, cu aia terminăm. 9 linguri de zahăr. Da. Mamă, ce frumoase sunt Nora merele alea. La urmă să mânc și eu un puțin din ele, că mi-a făcut poftă. Știi ceva? Acum să uită prietenii la merele astea așa frumoase. Ca în România, știi? Dacă aveți un măr oameni buni... Așa, ca în România sunt astea. Gustați! Astea, avem două feluri. Da? Astea sunt așa. Lasă jos acolo, că se vede. Da. Așa. Și astea sunt așa. Da, ceva. Da. Foarte frumoase. O să punem și o esență de vanilie. Pentru că vanilia aia e așa o lingură ca să fie bună. Da? Și vei să nu uiți că acum urmează să pui nu o linguriță de zahăr. Da. Acum punem zahărul. Zahărul. 9 lingurițe. Da. Mamă, ce prăjitură o să fie asta, oameni buni, frați și surori, prieteni. Pe bune o să fie foarte bun. Da? Da, hai numărul 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9. Acum, după aceasta urmează 9 lingurițe de ulei. 9 lingurițe de ulei. Așa. Da. Oameni buni, să nu spuneți că nu v-am spus rețeta. Acum auziți direct. Cine vrea, poate să o facă. O scrie și face. Da. Să uită la filmare și puteți să o scrieți. Da. Pentru că v-am spus, nu eu pun filmările, eu nu știu să umplu pe YouTube. Băiatul este care mă ajută, Abel. El îmi pune și dacă el mai greșește și la titlu acolo cum scrie, el nu știe scrie bine în rămâne. Franceză, da. Și el mai mănâncă un pic din litere pentru că el e cu franceza. Da, lasă că o să pun eu și nu mai română, o să da? Fie greșeală. 9 linguri de ulei. Da. Așa. Una. Da. Două. Da. Trei. Patru. 5, 6, 7, 8, 9. 9. Acum, după asta urmează 9 linguri de lapte. Ah, tu știi rețeta pe de rost, eh? Dar eu spun așa, oameni buni, ca să știți și voi. Nu, începem, da? Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Și în final urmează 22 de lingurițe de făină. Să vedem cât cuprinde. Să începem. 22. Așa. Atâta trebuie să pui. 22 de lingurițe. De făină, da. Da. Ce miros lămâia asta acum. Mm. Oh, la, la. Nora, tu ai gustat să vezi dacă merele sunt dulci? Da. Mai ia, gustă puțin și după aia spune. Eu păi tai un pic și gustă. Cum îți Iosif? Iosif. Îți bune merele? Da. Iosif stă pe pat, sărac. Da. Deci, ultima procedură este să punem făină. 22 de lingurițe de făină și aceasta este rețeta pentru prăjitura aceasta cu care, prăjitură cu mere. Puteți să faceți acest aluat, puteți să faceți cu ce vreți voi. Cu mere, cu brânză, cu dovleac. Nu, no, în fine, cu ce vreau oameni. Ce vreți voi. Da. Da? Sigur că da. Noi o facem cu mere. Este o prăjitură foarte ușor de făcut, dar foarte bună și gustoasă. Da, iară, eu sunt primul care mănânc. Da? Da, sigur că da. Deci 22 de lingurițe, să nu uiți. Da. Să nu pui 21. 22. Așa. Hai. Nu, hai. Începem. Una. Una. Așa. Două. Da. Trei. Patru. Da. Cinci. 6, 7, 8, așa. 9, uh-huh. 10, 11. Amestecăm. Și după aia mai pui 11. 11, da, să vedem. Uh-huh. Așa. Ia asta să vedem cum s-a făcut oameni bune aici. Ia uitați. Ce frumos a făcut aluat. Da. Încă 11. Mă, mă, ce frumos miroase. Vai de lămâie. Mine. Vai de mine. Vanilia, da, lămâia și cu vanilia, să știți că când pui, face o combinație așa... Ai, e parfumul ăla așa de bun. Textură foarte bună de... și are un gust, un miros. Da, uitați lămâia da, asta. Așa. Încă 11. Încă 11. Să mănânc acum măr. Acum să mănânci măr, Nora, să văd cum și dai și la cameraman o bucățică. Da, pune. Așa, 11, nu? 12. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 și 1, 22.
Mulțumesc, Nora, pentru un așa mare fedie mi-ai dat mie. Wow, e prea mult pentru mine, mai puțin din ea. Și tu poți să mănânci? Da, un pic așa să gust și eu, nu. Cu dinte să nu. Da, așa. Mulțumesc. Chiar că-s bune ca la România, Valerica. Vezi, Marcel, depinde de făină, uite. Vezi? Acolo rețeta scrie așa. 22 de linguri. Dar vezi că mai trebuie. Da, dacă mai trebuie. Vezi? Depinde de făina care o veți. Da? Eu, rețeta chiar așa a fost, că am luat rețeta, am scris-o și depinde de făină. Uitați. Cred că mai trebuie vreo 3-4 linguri. Să vedem. Dacă mai cere și mai trebuie, mai pune. Acum, asta scrie 22. Foarte bun sunt aceștia care le-a luat. Să vedem acum cât mai punem. Hai să vedem așa. Una. Două amestecă. 22, 23, 24. Hai să vedem așa. 25. 25, nu? Da. Așa. Normal, așa este, după făină, cât cuprinde făină. A luat-o. Depinde după făină, depinde după... Uite, și după ouă, nu? Nu știu, dar... Vezi că mai trebuie. Asta e rețeta adevărată. Da, mai trebuie. Acum... Dacă mai trebuie, eu nu știu. Ia, că mai trebuie. Nu, mai pune. Pentru că mai am pus 25, nu? Da. 25. Mai pune două lingurițe. 26. 26, 27, așa. Ajunge. Nu. Sunt bune merele, Nora? Da. Dulci. Mamă, ce prăjitură o să fie asta acum. Jos pălăria. Păi da, așa trebuie să fie. Bună, foarte bună. Mai trebuie. Mai trebuie? Da. Câte linguri a fost? 27. Atât a fost? Da, atât a fost. 25 am mai pus, 2, 27 și acum mai pui. Poate 30. Nu știm. Hai, 28. 29. Nu, hai să fie 30. 30. Eu cred depinde că acuma... cât cuprinde. Acum... Acum cred că e bun, nu? 30 de lingurițe, normal 22. Am mai pus 8 de plus. Mai fă. Bă, da. Lasă-mă, dă-mi pace. Păi asta, e, asta e prăjitură, e, zi, cum se făcea mai de mult, nu? Da. Așa ia, se făcea. Ia, dar mai trebuie făină, iată. Dar mai pune-o să rădau o linguriță, până când vezi că făina se face... A luat e bun. Na, apă acum, ce să facem? Normal. Așa e. Poate că făina asta este mai așa, mai umedă, nu, mai... Nu, da, știu. Eu cred. Și de asta. Moral, mai pune, nu-i problemă. Mai pune până când vezi tu că făina e... Dacă că a luat e bun. Mai pun eu aici. Cu lingurița. Stai puțin. Te ajut? Păi, da, unde e lingurița aia? Ia că păi ia cu lingura, că n-are nimica. Iată, așa să iau, cum să iau? Da, da, uite așa, vezi? Na, hai să mă... Așa. Și încă una. Cât a fost? 30 acum, da, acum sunt 32. Mamă, dar ce e aici? Ce poate să fie? Nici nu mai pun, gata. Băi, da, nu mai trebuie acum, gata, că asta se întinde așa. Fain, știi?
Dacă acum a ieșit bine. Nu? Ia să vedem. Da. A ieșit, da. Parcă tot mai cere un pic de făină. Nu știu dacă mai cere un pic, eu cred că e bine așa. Ia, uite. Oh. S-ar putea să mai pui, să eu știu. Punem așa pe blat. Dar asta se face repede, nu? Da, sigur. Merele acum trebuie răzălite. Nu, dar după ce... Da, eu nu știu câte mere mai pui acolo. Ajunge alea Valerico. Hm? Eu știu. Să pune mere, să aibă. Pune acolo, să aibă destul, da? Da. Să fie, că dacă mai rămâne ceva, nu-i bai. Le halesc eu. Da, dar trebuie să facem mirele, vezi? Păi nu, că le facem ora. Acum așa. Sau dacă vrei să le fac eu și mă filmați voi, mă filmez tu în ora, nu? Dacă vrei, dacă nu. Păi da, vii tu. Nu, nu-i problema, că le fac eu imediat, o să vezi tu. Nu, bă, că eu imediat le fac. Fac problema. Da, așa. Îmi dai prea multă muncă, prea multe mere faci. Prăjitură cu mere. Da. Da, asta e foarte bună. Și mie îmi place prăjitura. Am uitat să spun iară. Oameni buni, frați și surori, mâine mergem să cumpărăm ce trebuie pentru tort. Da. Facem mâine tortul. Cortul dumneavoastră. Adică mâine mergem să cumpărăm. Mâine mergem să cumpărăm, păi, da. Trebuie să cumpărăm, trebuie să facem foile, trebuie să facem crema, păi nu se face așa dintr-o dată, mă cer. Nu tot dintr-o dată, că nu se taie lemnul dintr-o dată. Așa încet, gata. Ai terminat, da? Aici, ia stai să vedem acum să... cum a ieșit. Merele. Ia uitați cum a ieșit. Da. A luat-o, foarte bun, slavă Domnului. Acum, să vedem cum facem merele. Da, o să le facem. Să mă duc să-mi fac mâinile, să mă spăl pe mâini. Na, hai. Oameni buni, acum m-a pus pe mine Valerica aici în funcțiune. Ce să fac? Așa e. Știți? Trebuie să acționăm și să ajutăm aici. Da, sigur că da. Lucrăm împreună. Așa să faceți și voi. Da. Frați, surori, faceți și voi cum fac eu. Așa trebuie să facem. Toți trebuie să muncim pentru că toți mâncăm. Da, sigur. Nu? Unde pun astea? Stai să-ți aduc? Da. Mă, dar ce mere bune sunt astea, ca în România. Să știi. Da. Așa, gust și miroase așa. Are și mirosul când le... Da. Bune sunt, foarte bune. Da. Eu știu ce fac acum. Ce? Eu vreau să fac acum un pic, am pregătit tava și vreau să pun unt, așa să unt tava. Da? Așa cu unt, da. Bă, dar cu asta merge foarte bine cu răzătoarea asta. Știți cum era mai de mult pe timpuri la noi în România. Iată că astea nu s-au schimbat. O facem așa, de? Mai că sau ți găsești. Așa. Onora. Da. Bine. Eu să scapă mărul și o să acum mai văzut. Mă, dar era să-mi scapă mărul din mână. Acum, Onora, e camera mare de da. Fii atent, acolo. Ajutor. Asta că sunt aici ajutor. Da, okay. Și tata acum este ajutor bucătar. Acum, a schimbat lucrurile, ha? M-ai făcut ajutor bucătar, ha? Amândoi suntem ajutor bucătari la mama. Da. Da. Și Iosif asistent. Asistent. Da. Eu nu mă asistem, nu? Da. 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 Imediat este gata. Da. 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 Da.
Da, într-o zi facem gogoși. Da. Mm-hmm. Așa, bine? Da? Oameni da. Buni? Aici este o bunătate. De mere. Da. Da. Așa. Unde e scorțișoara? Nora, să nu uităm. Ce? Să nu uiți. Da, să nu uiți. Nu uiți, ești un tucă. Nu uiți, după aia mereu. Vă zic că ai cam un tucă. Tot timpul trebuie să-i spunem. Vrei să nu uiți aia, să nu uiți aia, să nu uiți. Da, să nu uiți. Așa, mai uiți și eu. Până acum, fiecare om mai uită. Rândurile mele, problemele mele, frate. Așa, așa e, Valerica, am spus ceva? Nu. Da. Dă-mi bătaie aici, hai. Așa. Dar să știi că sunt pline de suc. Da. Foarte bun. Și am uită cum este sucul din ele. Are un miros foarte bun. Da, uite. Lasă aici la numărul 3, dacă nu știu, nu acolo. Da. Da? Da. Da. Așa. Abia să facem merele din timp. De ce? Ce-i problema? Ca să nu stie acolo. Ce să stie? Nu știu, că imediat este cu tăția. Gata. Nu vă speriați că nu-mi pe mâna. Nu, că știu eu unde să mă opresc. Că dar n-am făcut numai acum prima dată, da? Și când eram copil, mai mă punea mama să fac câteodată Marcel, eram mic, copil, aveam 7-8 ani, hai. Pototochele știi. Păi dacă am văzut la mama. Hai să vă spun. Marcel știe să spală. El spăla de mână. Acum arăți. Da. Știe să calcă. Da. El este expert. Încă... Nu cred că o femeie știe să calcă ce știe el. Nu mă dau atât, niciodată. El le știe și eu, hai să vă spun acum, dacă tot a spus Valerica, hai să vă spun. Eu calc haine de la 7-8 ani, când eram la școală. Eu încălcam hainele. Și mai aveam o soră care m-a învățat. Atât a fost greu până când am făcut un pantalon, o cămașă. După aia... Am făcut eu singur și de atunci am 54 de ani, tot eu calc. Marcel m-a învățat pe mine să calc, eu nu știam să calc așa bine. Da, eu calc nu numai pentru mine, pentru toată familia. Da, sigur, pentru toată familia. Eu îmi calc pantalonii, cămășile, da. Ce mai au ei. Și hainele le împachetez. Și le împachetez frumos, da, sigur că da. Îmi place asta, îmi place să calc. Da. De multe ori se uitau frații la mine în biserică și spuneau: bă, dar ce bine calcă Valerica Marcel. Da, eu Valerica. Valerica. Păi, stai să vă spun. Eu călcam. Bă, dar cum mi-am spus, mă, dar eu calc hainele. Da, stai să spun, Marcel. Dacă un om este priceput și el știe mai bine să calcă ca o femeie, el e chiar specialist să facă treaba asta, să calcă. Cum mai puteam eu să mai fac că el stătea lângă mine și spunea: nu așa, Valerica, așa se face, acolo nu-i bine, acolo nu-i bine. Și atunci spuneam: dacă tu știi mai bine, fă-ți tu, că eu nu sunt chiar așa expertă, nu. Știu și eu să calc, că doar și eu am lucrat. Unde lucram, acolo la curățenie, eu călcam și femeile care lucram, era, le plăcea cum ne călca, dar lui nu-i plăcea. El întotdeauna stătea lângă mine și îmi punea acolo, vină, acolo nu-i bine așa, fă acolo așa, și eu nu puteam să fac. Mă enerva, mi-a tot și sunt foarte pretențios. Da, dacă știi prea bine, dar cei care nu știu să calcă, nu are pretenție. La mine cămașa n-are voie să aibă două dungi. Nici la pantalon, nici la cămașă și... Eu nu calc umerii astea de aici, niciodată. Adică nu le fac dungă, nu le fac dungă. Da, o să se vadă dungă de aici, numai de aici și jos. Numai la mânecă. Da. Acum, da. Da, eu calc pentru toată familia, și pentru Valerica, și pentru Nora, și pentru Iosif, și pentru Abel, și pentru Marcel, fiul meu mai mare. Eu pentru toți, dar pentru mine... Nimeni.
știe cum mire de mine. Lasă că câteodată și eu mai făceam. E, câteodată. Da, da, nu. Da, nu de fiecare dată, că nu-ți plăcea. Nu-ți plăcea cum fac eu. Da. Așa că... Am fac eu. Da. Mă sănătate să-mi dea Dumnezeu. Amin. Amin. Da? Și putere. Amin. Ca să poți să faci până la adânc bătrâneții. Amin. Să te ține Dumnezeu 89 de ani. Da. Fără una. 100 de ani. 100. 100 de ani. 100 de ani. Și trebuie să mă 89? Răstrezi și 100. 100. Așa e. Dumnezeu să-ți ajute. Ce? Să ducem bătrânețea noastră până la capăt, până la capăt așa cum vrea Dumnezeu, ca să ne țină lângă El. Amin. Deci, e bine dacă omul știe în viață să facă mai multe lucruri. Da, nu mai te rogi de nimeni. Te pui și pas. Bă, uite că am terminat și merele. Nu, vezi? Eu. Așa nu, de repede, vezi? Vedeți? O vorbă încolo, una în pace, una mai schimbă. Da, așa e. Și gata. Da. Da. Da, vă rog, că vezi? Și aia am spus și la Nora. Am spus, Nora, hai, vină aici. Lângă mine, la masă. La masa de călcat. De călcat, da. Și uite-te cum fac eu, fii atentă. Da, Nora are, prinde repede, să știți. Se uită cum fac și după aia face. Nu face ea perfect, dar... Dar nu știu eu ca tine. Tu știi aici, în casă, mai... Haideți să vă spun ceva. Acum, tineretul. Tineretul, vorbesc de tineretul care merge la biserică. Nu le mai place să se îmbrace la costum. Mai rar care se îmbrace la costum. Acum iau bluci, jaca și gata. O geacă și o pereche, da, de bluci și gata. Mai înainte nu era așa. Da. Să te duci la biserică în bluci și în geacă. Și cu părul lung sau nu știu cum. Nu, trebuia să fii îmbrăcat decent, să fii îmbrăcat costum sau pantalon, sacou, călcat, frumos, nu? Acum fiecare vine la biserică cum vrea. Da. Noi ne îmbrăcăm la costum și îmbrăcați frumos în fiecare duminică. De două ori pe săptămână, când e biserică, mergem la biserică. Noi am așa avut aici, da, 5 kg de mere. Au fost 2 kg jumate într-o, da, pungă. Acum i-am cât am făcut aici? Acum cât am făcut, nu știu. Ia că așa am rămas. Oameni buni, am kilogram. Terminat merele. Un kilogram, cred că un kilogram, da, și câteva grame. Voi puteți să puneți după plăcerea voastră, după preferința. Dacă vreți mai mult, mai multe mere, puteți să puneți mai multe. Dacă vreți mai puține, puteți să puneți mai puține. Noi am vrut așa. Să facem să fie mai multe, nu? Acum ales loc, da, nu? Acum stai să mă duc să clătăresc. Hai mai repede că bolul. Mă cam grăbesc aici că oameni buni. Da, a luat-o pe masă. Dar mie îmi place să fac prăjitură. V-am spus, când eram copil stăteam lângă mamă și mă uitam cum face. Dar n-am știut niciodată că eu o să ajung să fac... Vreodată. Așa. Da. Dar acum, vedeți, așa e viața, așa e soarta. Da. Păi ce să vă spun? Când eram eu copil, eram tot timpul cu mama mea. Și am iubit-o foarte mult pe mama mea. Era, maica mea era cofetăreasă, bucătar. Mama de multe ori era invitată la nunți, la botezuri, la... Nu ce se făcea. Bineînțeles că atunci și se pătea, nu? Care erau... Bine, nu era așa... Prieten, ce? Tare, tare de tot, nu? Ca să iasă toate. Ce tare, tare? Dacă așa, dar, bine, bine, așa. Bine, bine, bine. Nu. Dacă, uite așa, încet așa, nu? Păi, mă, păi. Alții le pune și le călește, știi? Ce? Merele. Acum, le pune paragaz. Nu, nu-mi place călite. Și nu, nu ne place așa, da, călite, paragaz. Nu ne place așa. Da, mai bune sunt așa. Da.
Așa? Și sucul ăsta ce fac cu el? Ce faci cu el? Pentru mine. Oh, doamne. Da, nu știu că mi-e place. Tu și Nora? Da. Chiar. E foarte bun. E dulce. Dacă te zamari... Apoi aia... Are face că are mult suc. Da. Asta e bine cu vântare că la Dumnezeu. Vezi? Da. Da? Ce ești, Nora? Ce să spun? Vezi cum am făcut? Așa să faci și tu. Faci bine. Te pricepi. Mă lauză atâta că după aia nu mai știu să fac, dacă mă lauză atâta. Vă trebuie să te laud, că tu ești tata meu și e normal. Da? Sigur că... Când... Uite așa. Da. Așa-i. Mă, gata, vă Nora zic, este fata noastră. Da, sigur. Ea nu e Nora noastră, ea este fata noastră. Sigur că... Ea este Nora noastră, după da. Iosif, cei care nu știu, dar noi o considerăm ca fata noastră. Nora este o înțelegătoare, Nora este o cuminte, Dumnezeu să-i ajută să o țină tot așa până la adânc bătrânețe și să fie cu noi tot așa. Până trăim cuminte, și noi. Să fie cuminte. Și după moartea noastră să fie tot așa, să-ți iubească soțul. Înțelegătoare și da. Care să-și iubească familia. Da. Da. Uite așa. Da, că am terminat și partea, da? Da, acum o să punem zahăr. Și scorțișoare. Da. Și scorțișoare, wow, da, și scorțișoare. Sigur că da. Extraordinar. Zahăr de vanilie. Da, așa ceva? Da, sigur. Aducem o linguriță, să punem cu lingurița, să nu o dăm în... Bar. Acum? Să punem mult. Știi ceva? Vreau să transmit un mesaj la prietenii noștri, la frații noștri, la surorile noastre. Pentru duminică dimineață. Da? Pentru duminică dimineață, pentru că vrem să facem rugăciune. Da, da? O să punem două plicuri de zahăr vanilat. Așa. Pune, pune, că după aia spune. Și o să pune hopla, lingurița asta. Nu torn așa. Stai, să nu torn așa prea mult. Nu torn. Că dacă punem prea mult, nu, bine. Nu-i bine. O linguriță să punem, așa. Da. E ca așa o linguriță. Și amestec bine? Da. Deci, continuăm. Duminică dimineață o să facem rugăciune pentru cei bolnavi, pentru cei care au probleme. Ne rugăm pentru că așa este frumos și așa-i place lui Dumnezeu. Și dacă vreți să ne rugăm pentru voi... Esență de vanilie. Ca vanilie. Să fie mai bună, să aibă un gust mai bun, pentru că zahărul ăsta vanilat are la șatărie, cine știe ce. Dacă vreți să ne rugăm, că noi și așa ne rugăm pentru toată lumea, pentru toți oamenii, vă rog să ne scrieți un comentariu. Da. Zahăr după gust. Cum vreți să fie mai dulce, cum vreți să nu fie așa dulce, voi puteți să puneți zahăr după gust. Eu să o pun așa cu mâna. Așa, două mâini. Ia așa. Atât. De asta, acum mergem la spălat. Da. Și acum o să amestecăm aici așa bine. Așa este prăjitura bună când pui mai mult mere în ea, că... Păi da, sigur. Ce să mănânci? Iată, facem o tavă mare, așa. Uite. Vezi? Nora. Da, ce frumos miroase scurțișoara asta. Da. Este cu vanilia, că știi cum. Ce îmi place. Eu iau sucul ăsta acum de aici. Du-te încolo cu el. Ce bucă? Încolo, du-te cu el în bucătărie. Da, da, da. Mă duc și până acolo. Da. Știi că mai ai făcut prăjitură din asta cu mere și mai a rămas mere și mai m-am pus și eu o scurțișoară pe mere și așa le-am mâncat. Da.
Nu. Ia ca așa. Facem aici un pic curat. E bună scorțișoara. Așa. E de gust. Nu, acum o împărțim așa în două. Da, acum știi ce? Ce? Eu o să stau aici și văd cum faci lum și nu rafinează. Da. După care filmez eu, da? Îți mai trebuie un tost. Nu. N-am putut să-l pun în frigider. Pune. Nu, așa. O să-l împărțim așa în două. Nu, Nora, fă-te o curățenie până cu tine, până? Așa. Cât e tava, da. Da? Uh-huh. Ce spui? Eu știu să fac asta. Eu știu? Știi tu că știi lumea, nu? Hai, dacă filmezi în ora acum. Filmezi. Ia. Uitați cum se face foaia. De faină, oameni buni. Da. Acum s-a schimbat cameraman. Vedeți, eu le filmez pe amândoi. Nora, să-mi aduci sucitorul ăla mai mare ca să pot să pun foaia așa. Pentru că cu ăsta nu pot să pun. Așa. S-a făcut bine, nu? Da. Asta să arăt la oameni ca să vadă cum s-a făcut, Valerico. De bine aluatul. Să facem așa că să nu rupi. Dar ți ajunge cu sucitorul ăla mare să faci. Păi, trebuie lucrul aici frumos atunci. Așa. O să trag asta mai încoace. Da? Ai loc acum. Am loc. Dar nu trebuie să-l faci cu ăla mare, nu știu de ce. Nu fac, dar să-l iau cu ăsta mare. A, să-l iei? Da, să iau, să-l pun în tap. Să... Da. Uh-huh. Ca să nu fac mai... subțire aici pe mijloc, ca să iasă mai subțire dincolo, mai groasă, să o nivelez așa frumos, ca să fie peste tot egal. Asta s-a muncit, oameni buni, ați văzut? Bravo. Sunt harnic, nu? Bravo, bravo! Așa, vezi? Da, trebuie să pun un pic de pesucitor, așa. Măi, ia să văd cum se face asta. Așa! Sigur, și cum așa. Da, am crezut că... Aha. Ia uitați. Bă, da, ne-a făcut prea lung acum. Prea mare. Ei, lasă că n-are nimic. O facem mai să fie bine. Da? Da, sigur. Mai bine. Da, că nu mai spun nimic. Dar n-are nimic, lasă așa una peste altă acolo. Nu, las una peste alta. Cum să las una peste alta? Păi e făcut prea mare, mare. Nu poți să tai. Acum lasă că o tăiem așa. Facem așa să fie... Lasă așa că e bine. Pune acolo. Hm?
că așa o tăiem așa. Da, o țărea așa pe la margini și gata. La margini? Sigur, până unde trebuie să căi bine. Da, sigur. Da. Să nu tai nici pe lungă, nici pe scurtă. Ca să nu fie prea groasă aici, așa, știi? La margini. Valerica, nu te grăbi, că graba strică treaba. Încet. Lasă că nu mă grăbesc. Așa. Am dat drumul la răgaz. Stai să dăm drumul la răgaz. Nora, du-te, dă drumul la răgaz. Mă duc eu. Te duci tu? Nu, hai. Da, și acum punem merele. Ia că le punem așa, ca să putem să le punem... Așa. Așa, să ne... să le... aranjăm bine. Să nu fie chiar mai mult încolo, mai puțin încoace. Îi punem așa, când facem așa cu mâna. Păi numai tava asta faci, nu? Da. Dar pe atunci pune acolo. Pune, să ajungă, că mie îmi place cu mere. Da, sigur. Da. Păi da, i-am spus să facă Nora mere, să fie acolo, de ajuns. Da? Nora aici? Da. Aici facem prăjitura? Ia că așa. Vă rog frumos, după ce o să vedeți această filmare, să dați la Valerica nota. Nu mie, că doar n-am făcut eu. Eu nu m-am spus cum să facă. Acum Domnul să binecuvinteze mai glumim. Pe toate surorile noastre, pe toți frații noștri. Mai glumim ca să mai treacă timpul. Pe toți prietenii noștri care ne urmăresc, mai de aproape, mai de departe. Din toată Europa. Din toată Europa și din America, din Canada, din Grecia, din Australia, din Austria, din România. De peste tot, de Dumnezeu să vă binecuvinteze, Timișoara, Rad, din Comnăuș, din Sântana, Comnăuș, din Belgia, Domnul să-i binecuvinteze pe toți care se uită la noi. Amin. Și frații noștri și surorile noastre și oameni și prietenii, toți. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă rog frumos să vă abonați toți acolo la canalul nostru Valerica Ianovici. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Nora, spune și tu ceva. Amin. Să vizionați videoclipurile. Domnul să te binecuvinteze, Nora. Așa. Na, că gata plecinta. Păi gata, Marcel. Mai ațări și gata plecinta, nu? E mai bine să faci, da, sigur. Plecinta sau prăjitură? Prăjitură, dragă. A, prăjitură. A, prăjitura. În ațără să spun e plăcintă. Nu, acum plăcintă sau prăjitură, nu, tot plăcintă. Țară, nu știi. Acum, nu, fiecare e prăjitură. Așa. Da, uite, vezi că numai bine a ajuns toate merele alea. Da. Da, acum face a doua foaie și punem aici deasupra, oameni buni, și după aia punem la cuptor și după aia mai așteptăm puțin și după aia, surpriza mare, o să vedeți voi. Nu vă spun până la sfârșit. Da. Oameni buni, frați și surori, uitați cum a făcut a doua foaie. Da. Cum tai frumos cu cuțitul pe acolo, nu? Da, sigur. Da. Tai marginile cu cuțitul ăla. O nivelăm așa frumos. Dacă mai tăiem, mai tăiem. Dacă nu, ia că nu mai trebuie să tăiem. Ok. Vezi? Ia că facem așa. Așa. Și facem așa. Închide bine acolo. Dacă să fie închisă. Așa. Bine, te filmăm mai aproape să vadă, așa frumos, cum se închide, fain, da. Valerica e cofetăreasă, oameni buni, frate și surori, ce să spun, numai bunătăți face. Vă rog să dați nota. Nu, Nora, acum să spargem un ou. Și ce faci cu ou? Cu ou. A, dai cu ou peste. Da, sigur. Ia acum, uitați, oameni buni. Da, vrem ungem să ungem cu ou, să punem un pic de lapte aici, da. Un pic, nu mult, așa. Și acum ungem prăjitura. Da. Sper că vă place, oameni buni, prăjitura asta. Gata.
gata, mai puțin și o băgăm la cuptor. Da, sigur. O lăsăm nu știu câte minute. Să vedem, până se face. Până când se coace. Da, sigur. Și după aceea când e gata, vă arătăm. Și o să vedem, să luăm analiza, să vedem cât de bună e. Gata, Valerica? Gata, Marcel, revenim. O punem revenim la cuptor. O punem la cuptor? O punem la cuptor și când e gata, atunci revenim când e okay. Gata. Ok. Uitați cum a ieșit prăjita noastră. Prăjitura noastră. Uitați aici, oameni buni. Arată așa mai, Nora. Da. Acum urmează să o tăiem și să am o punem tăiat așa marginile. Da. Și acum tăiem plăcinta. Așa e bine, Valerica. De lat. Un pic mai, nu chiar așa la. Așa? Așa. Bine. Tragem așa drept. Da. Așa. Da? Da? Da. Am lăsat un pic să se răcorească. Să se răcească, da. Da. Dar să știi că e... Măi, oameni buni, aici e bunătate. Dă prăjitură. Bă, dar uite că l-a fix aici. Wow. Dar să știi, Valerico, că e fierbinte. Mhm. Întoarcem asta așa. Și acum să vedem. Una, două, trei. Da? Așa. Una. Una. Două. Da. Da. Așa. 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 Ia ține pe de aici să nu te adă la mâini. Încet. Încet, încet, mă rup tata. Da. Gata. Uite așa. Da? Vreau să iau cuțitul ăla, e fierbinte. Mai e... Ăla mai mare? Ăla la întâlnul meu, știi? Mai subțire. Da, nu știu mă. Unde e. Nu, acum... Nu știu că nu-i bai. Și mai tăiem o dată. Dar și... Dar tăi așa frumos, nu mai tăi lăsa așa. Nu, dar uite, tare. Nu. Așa. Nu la asta, da? Așa, nu-i bine? Suspinte. Ups. Așa. Na, așa. Și acum, cum o punem pe... Da, o punem așa frumos pe farfurie. Nu trebuie ăla, nu știi? Ia că... Ce? Hei, vrei să iei ăla? Ia să iau ăla. Du-te, da. Adul. Până atunci, pe filmul ăsta acolo. Da. Să punem, să o pudrăm așa cu zahăr pudră. Și am pus și vanilie aici, am măcinat zahăr. E bună. Vrem cu asta. Nu-i bună? Nu-i bună. De ce? Nu fac cum vrei tu. Să vedem. N-ai dus aia care e bună. Nu, lasă că e bună, uite așa. Da. Și? Punem așa. Ui, e ușor pe asta, uite. Vezi? Aia nu știu acum, așa, nu? Da. E bun, nu? Mamă! Vai de mine, vai de mine. Da, arată la prieteni așa, la fel cum, da. Cum s-a făcut și... Ia uitați aici, tragem mai aproape în urmă. Jos, așa. În coptă. Extraordinar. Da? E bună, nu? Asta e surpriza, că s-a făcut plăcinta foarte, foarte, foarte... Ai și fierbinte. Păi, stai puțin. Pui cu lingura. Da, să căiau eu pe aici. Da, și atunci? Le pune aici așa, da? Da. Și facem așa. Stai puțin să ai. Mă pui tu aici și eu pun zahăr. Fac peste, da? E bine așa, da? Da. Hai, uitați ce frumos arată, oameni buni. Hai. Pune. Așa, eu cum pui una? Cu zahăr. Mamă. O bunătate aici. Da, adevărat că e fierbinte. Ce? Dar ți-am spus că e fierbinte. Da? Asta să mă pun. Așa, de cum așa. Așa. Da. Așa. Dar nu știu să-și pămați în acolo. Așa. Foarte bine. Pune-o aici în loc. Aici pune-o.
așa. Să lăsăm asta, să se mai lucească, da. Așa, așa se pun și așa. Vezi? Așa se face. Bun. Gata. Și acum? Cam atât. Mulțumesc oamenilor. Cam atât pe ziua de astăzi. Vă mulțumim că ne apreciați. Vă mulțumim că vizionați videoclipurile noastre. Da. Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Vă rog frumos să vă abonați în continuare. Și vă sunt la toți. La noapte bună, pe curând! Pe curând! La revedere! La revedere.